în sărbători de iarnă, nu o să vină, sunt sigur că și eu că mai vine lume, dar... Bun. Salut. M-am făcut preot. Da, primul. Am avut în decembrie o lună foarte intensă, o lună în care s-a întâmplat și târgul de carte de la București Gaudeamus și Zilele Literaturii Românii la Chișinău și alte lucruri care oricum au convers spre literatură. Probabil că ecoul că este atât de puternic cât lumea trăiește în acel decembrie. Dincolo de umorul trist, probabil că cazul foarte special al lui Ghenadi Postolachin de literatură, în sensul în care nu prea are tangențe cu autorii contemporani, în sensul în care referințele lui sunt din cu totul altă zonă, mult mai largă și la un alt etaj și de carte și de lectură și de referințe. În sensul în care tot încercând să găsesc o analogie în ce genealogie, zicem, literară românească aș încerca să plasez cărțile sale, tot ce mi-a venit în minte a fost doi autori și ambii francezi despre unul dintre ei am vorbit la Zilele Literaturii și nu o să revin acum. O să spun despre celălalt autor cu care eu cred că se asociază în mod clar, cel puțin printr-o anumită ritmicitate și printr-o anumită virilitate a scriturii. M-am gândit la Romain Gary de până la a semna Emilia Jacques, adică perioada aceea în care a scris Clar de femei, în care a scris Rădăcinile cerului, în care a scris Cervolan și altele, cumva mi-amintește de aceeași vigoare și de aceeași determinare de a cuceri un teritoriu literar. Spun toate astea pentru că în cazul unui autor, bănuiesc că foarte mult contează și tabelul lui periodic, adică cam în ce căsuțe se plasează, cam în ce zonă de referință se plasează autorul respectiv. Acum, de fapt ar fi trebuit să încep prin a spune că e o restanță regretabilă că facem această lansare abia în 2023, pentru că în 2021, mi se pare, am scos 21, așa-i? Canon. 20, o, Dumnezeu, 20. Am scos canon doar că deci a fost pandemia, a fost o perioadă în care am fost scoși din cărți, nu și din librării, bineînțeles, dar nu s-au putut face lansări și, bine, cartea aceea a fost receptată bine, ce a scris Observatorul Cultural, a scris Viața Românească, dar cred că viața cărții începe oricum în librării și începe cu o lansare, într-un format mai mare sau mai mic. Am citit foarte atent ce a scris Maria Șleachtițchi în romanul Generație 80, în care Ghenadi Postolachi este printre, mă rog, autorii foarte atenți citiți și recitiți și puși în pagină. M-am întrebat în câteva rânduri ce ar fi de adăugat, pentru că, între paranteze fie vorba, așteptăm o altă ediție mult adăugită, cum scrie în cel puțin în planul editorial pe care l-am discutat astăzi la cartier, a acelei ediții. Dar, pe de altă parte, am oarecare deci, idee, pentru că Maria a scris un text foarte percutant pentru coperta a patra a canonului. Nu știu ce gândește despre alt continent, dar sper că gândește la fel de tine. Te rog, Maria. Asta e surpriză, da? Eu credeam că vorbește Mircea. Că așa era, așa așa era Mircea. Și eu mi-am făcut niște note și am spus, oricum, eu n-am să vorbesc după aceste note, pentru că va vorbi Mircea primul și el o să-mi dea peste cap tot ce am scris eu aici, așa încât pot să mă apuc să citesc 3 pagini de text. Dar nu voi citi. Eu acum am o misiune să vă îndemn să cumpărați carte și să o citiți. Să felicit editura Cartier pe domnul director și pe domnul redactor șef și să-l felicit pe autor. Și să vă spun o mică poveste. Cam o săptămână în urmă mă sună Ghenadi Postolachi, autorul acestei cărți,
și zice, Maria, tu mi-ai citit romanul, ce părere ai? Pentru că eu acceptasem să... Și ei, domnul director, știți cu ce se ocupă un director? Eram pe alt continent, este adevărat, eram pe alt continent. Și am spus că am început să citesc pentru că știam că voi vorbi, dar nu terminasem ca să-i spun o impresie despre acest roman. Și eu zic, știi, Ghenadi, eu citesc cu 3 zile înainte de lansare, pentru ca să fie o lectură proaspătă și să am niște impresii mai pigmentate cu emoții, ca să-i contaminez și pe cei care sunt în sală și să-i conving să cumpere cartea. Și el mi-a spus, da, tu ai găsit... Un răspuns ingenios. O, așa, exact, eu l-am spus, un răspuns ingenios, Maria, ai găsit, sănătate. Și nu i-am spus care era impresia, care este impresia mea, pentru că impresia mea s-a conturat definitiv cu 2 ore în urmă. Și eu am încheiat să scriu 3 pagini de text aici. Eu am numărat și cred că este al 8-lea roman. Al 9-lea. Al 9-lea. Ei, vezi, tot ne-am numărat. Și am stat acolo și am mai numărat odată, tot 8-lea. Al 9-lea, ca să vezi, al 9-lea roman. Într-adevăr, am scris despre câteva romane ale lui Ghenadi Postolache, incluse în cartea aceea care a apărut în 2014. Deja când te aud, Emil, că vorbești despre asta, mă apuc niște frisoane. Cu cât vorbim mai mult, cu atât se îndepărtează parcă acest obiectiv al meu și al nostru, să zic. Într-adevăr, sunt de acord cu Emilian Galaicu Păun, Ghenadi Postolache are o scriitură aparte, o scriitură virilă, el i-a spus virilă, masculină. Acest roman, care este mic, după întindere, are peste 100 de pagini, 109 pagini, cam așa cum erau romanele din seria noului roman francez, tot făcuse niște referințe Emilian. Cred că aceasta este miza lui, e o strategie, un roman mai scurt, citit, mă rog, să nu ia prea mult timp. Și totuși, chiar dacă e scurt, el este foarte dens și are câteva niveluri și câteva sertare de lectură. Sunt 3 povești aici, spuneam. Este povestea relației de dragoste dintre Cezar și Sabina. Este povestea scrierii unui roman care e despre o arcă, ar fi arca lui Noe sau o altă arca lui Noe sau acea arca lui Noe scrisă astăzi. Și a treia poveste este despre un scriitor, este despre un narator. Aș zice că este un roman erotic, într-o oarecare măsură. Aș zice că este un roman despre cum se scrie un roman, în altă măsură. Aș zice că este un roman retrospecție, aș spune că este un roman în care personajul își recuperează destinul, își recuperează experiențele, încearcă să le înțeleagă. Aș spune că este un roman care trimite, construit pe arhetipuri, arhetipuri mitice, arhetipuri biblice, dar este și un roman care acordă o atenție sporită ortodoxiei și anume ortodoxiei pravoslavnice. Sunt pasaje întregi în carte în care se vorbește despre ortodoxie. Naratorul acesta e bun cunoscător, se declară un om care merge la biserică, care cunoaște lucrurile, atașat. Fiind foarte vicios de Fiind foarte vicios. Asta e și problema. Asta e și problema. Această luptă interioară. E un personaj în criză. Eu, în primul rând, este o vârstă a crizelor bărbătești. E la 50 de ani. 50 ceva. Năpasta lui, că este îndrăgostit de o fată care are 20 de ani, din câte am reținut eu, foarte frumoasă, parcă ar fi un cuplu din Roma Antică, în Cezar, se numește Cezar, și rostit și pe silabe, și o Sabină, care este tot din aceeași zonă și a istoriei, și poate că are un arhetip a relației împăratului cu una dintre posibilele lui vestale, pentru că așa apare acest cuvânt și vestală.
Și sigur că poate fi citit în diferite moduri. Și urmărește această construcție până la sfârșit, se cam încheie într-o degringoladă cu ultima zi, ca să înțelegem că, de fapt, în bună parte este o ficțiune, pentru că cei 5 ani care, despre care tot se vorbește că au stat împreună sunt numai 2 și, în general, în final te întreb, o fi fost și aceia 2? Oare? Însă problema care mi se pare mie mai ascunsă a acestei cărți este relația acestui personaj, acestui narator cu sine, cu lumea, cu toată literatura pe care o cunoaște, cu tot ce a citit. De două ori intervine Ungaretti cu floarea, de două ori citez și am înțeles că acest personaj are această obsesie a multor referințe din literatura universală, din literatura română. Am scris aici că este un tip patetic. Sunt multe fragmente în această carte în care vezi că naratorul, când vorbește despre Eminescu, cred că stă în picioare, pentru că se ridică în picioare, pentru că toate, în propoziția aceea, toate cuvintele încep cu literă mare, ceea ce arată o anumită stare a personajului. Provocări multiple. Sunt aici câteva fragmentele care construiesc un personaj pe prietenul lui Cezar Titus. Și care este un personaj construit ca un puzzle, ca un caleidoscop din multe referințe, chiar la niște oameni concreți, pe une anumite istorii, eu le-am recunoscut, anumite întâmplări, cioburi de întâmplări care construiesc acest personaj, care este de fapt antipodul lui Cezar și care este cealaltă parte a lui, de care el are nevoie. El nu merge decât împreună cu acest prieten al său, adversar al său, într-o competiție perpetuă. Și mă gândesc că, de fapt, în roman se pun niște probleme existențiale ale omului în general, a relației bărbatului cu femeia, a atitudinii bărbatului față de femeie, citat acolo la început, că s-au făcut niște studii și că s-a întrebat dacă câți oameni erau și cu femeia. Și nu era, dintre femei nu era nici un om. Asta din Ecleziastul. Da. Deci sunt niște momente care sunt niște nuclee de întrebări în ceea ce privește existența noastră și Ghenadei le pune într-un fel anume. Acum, eu i-am citit și celelalte romane și vreau să vă spun că eu am avut o mică dificultate de lectură la acest roman. Și m-am întrebat de ce. Să nu credeți că e ceva, dar frazele sunt într-un anume fel. Și m-am gândit că dacă în strategia autorului a intrat ca pe acest narator, povestitor, să-l individualizeze prin limbaj și fraza lui să fie altfel decât e felul cum vorbește autorul, bună oară, că noi îl cunoaștem pe autor, sau cum vorbesc alți naratori din alte romane, frază, în primul rând, că e parcă povestește cuiva. Propozițiile, frazele sunt scurte, sunt sincopate, sunt cu semnul întrebării, rostite, accentuat, e ca și cum el nu e un text scris, dar e și un text rostit. Și i-a reușit foarte mult, eu nu știu dacă a vrut să-l individualizeze așa, iar mie mi-a părut că el este foarte bine individualizat, naratorul este ceva de performanță, pentru că foarte greu se reușește acest lucru, pentru că autorul oricum, într-un anumit moment, uită de hotarul dintre autor și narator și se topește, sau reacțiile lui, vorba lui Gheorghe Crăciun, care spunea că scrisul este somatic și în momentul când mâna începe să scrie, structura ta somatică trece în text și textul acela începe să fie prelungirea ta. Dacă Ghenadei a putut să stăpânească în bună măsură, nu știu dacă a reușit de fiecare dată, această pornire firească ca personajul seamene lui și într-un moment a făcut altfel frazele, chiar și verbul predicat e la sfârșit, nucleile predicative sunt la sfârșit, ceea ce nu se potrivește structurii mele de a vorbi și din cauza aceasta eu am avut în anumite momente dificultăți de lectură, dar poate, domnul director, dificultățile erau legate de altceva și nu neapărat de ceea ce construiesc eu acum. Eu nu știu dacă Ghenadei a construit, eu construiesc, vezi? Ce să zic? Vă îndemn să citiți această carte, nu este cazul să vă povestesc. Eu am vreo 3 citate aici scurte
și vreau să vă, să vă spun, cineva m-a întrebat, a văzut că eu citesc cartea și m-a întrebat, dar de ce înseamnă alt continent? Apoi zic, eu n-am terminat de citit romanul, nu pot să răspund la întrebare. Pentru că alt continent e undeva spre sfârșit. Citiți, țineți ritmul, țineți ritmul și la sfârșit veți afla. Nu citesc asta cu alt continent, că vă las să descoperiți. El e polisemantic, firește. Eu am scris aici la pagina 35, formidabil. Adică un fragment mic și mi-a părut foarte reușit. El, în primul rând, are un limbaj metaforic foarte elevat, foarte elevat, cu multă, multă informație livrescă, cu multe trimiteri. Ele parcă nu se văd în text, dar sunt foarte multe. E țesut foarte, foarte dens și are multă, multă cultură aici. Ea era acolo, eu aici. Și inima mea, ca un Everest învăpăiat, magmă și vuiet surd ca mugetul a 1000 de cerbi în plin rut, prinși, mânați spre abator. Ce putere! Ce putere! Cât de scris viril! Și vreau să vă spun că el se declanșează cu destulă violență, pentru că chiar dacă este multă eleganță, în interiorul textului este o tensiune și o violență pe care naratorul o stăpânește. Și eu mi-am fixat aici la pagina 1, de două ori în alineatul al doilea, cuvântul, verbul a crăpa. Un verb foarte puternic și de o violență, marcat de violență, bineînțeles. Și ce aș mai zice eu aici, mai am ceva aici. Mitul. Și nesațiul meu nu venea oare din netrebnica și vicleana calitate aceea de a mai livra în întregime, de a mă livra în întregime mitului cu angoasa de rigoare a voaiorului, aceea de a nu fi fost descoperit și poftit să pună umărul dându-și adevărata măsură? Deci, ziceam de mituri și așa mai departe, dar de a te împlini prin mit, de a te scălda în mituri, pentru că mișcarea este un prea plin de mituri aici. N-am citit ce a scris Mircea, dar știți după ce am vorbit eu, că n-am vrut să mă influențeze ce ai scris tu aici, pentru că eu știu că tu ai un text foarte percutant și ai fi putut să influențezi timida mea atitudine literară. Dragă Ghenadie, zici tu ceva cu inima pe aici? Da. Da. Este. Păi ai tu în vedere. Și fii pe acest continent. Pe acest continent, da? Felicitări, Ghenadie, să aibă mulți cititori cartea ta, să fie apreciată, să ai puteri să scrii și alte cărți. Mie îmi plac romancierii, știți de ce? Pentru că eu țin cartea asta în mână și mă uit la ei și zic, Doamne, tu ce-ai scris aici în capul lor și în inima lor. Felicitări! Mersi! Mulțumesc, Maria! Cât stăteam și te ascultam, mi-am amintit, mi-a scăpat celălalt nume, Patrick Modiano. Dar cu atât mai după cuvântul tău, o să scot pe Ghenadie cel puțin de referința Patrick Modiano, care este una obsesional, dar una cumva pe orizontal și o să reafirm ca sub, zicem, steaua lui Romain Gary, fără să aibă nicio... Chit că ai citit, adică am văzut sigur că ai citit Romain Gary. Vă spun de ce. Romain Gary are un roman pe care, apropo, l-a publicat Cartier într-o traducere excepțională lui Liviu Papuc, se numește Dincolo de aceste limite, etichetul dumneavoastră nu mai este valabil. Este vorba de o poveste de dragoste dintre o fată, o braziliană de 22 de ani și personajul Romain Gary, care are 57. 22-57, deci n-are nicio treabă pe aici, cu... Pe aici, da. Dar la Gary, deci, e aceeași scritură virilă, este această ironie permanentă în frazare, este un fel de replasare a condiții, sau revizitarea condiții umane din diferite, deci prin mit, prin contingent, dar la Romain Gary, de fapt, totul este mult mai concret. Deci, el, de fapt, se luptă pentru moștenirea acolo. Și el, până la urmă, obține moștenirea. La Ghenadie este cu totul altceva. La Ghenadie este, dacă vreți, bun, cu alte, cu litere majuscule, moștenirea. El lasă moștenirea. Și este moștenirea cerurilor. Deci, asta ar fi una. Eu o să spun câteva chestii mai pe final, ca să nu le împrăștie acum. Mulțumesc, Maria, și bine că nu ai pe Mircea, pentru că mi-e bine să ascultă. Mircea, ai cuvântul. Bună seara, mulțumesc, Maria, pentru această extraordinară prezentare, că eu acum aș putea să tac.
Ori să vorbesc doar de nuanțe, de exemplu despre textul cel la Ilario Istorie, textul de pe ultima copertă, când Emil mi-a cerut un text despre Ghenadie, am zis, eu am scris câteva cronici în viața mea, hai să caut ce găsesc și ți le trimit. I-am trimis cronica, asta e la ore particulare de fotosinteză, cealaltă era la Canon, era mai recentă, nu cred că Emil a ajuns cu lectura la a doua, și a luat din prima cronică primul aliniat. Așa ca să-l, să-l trădez. Și uimitor îmi spune, zice, se potrivește perfect acestei cărți. Da. Și zic, uite, domnule, în sfârșit eu am ajuns la ceea ce ziceam eu că lumea crede că nu le ajunge criticilor. Eu, pe lângă critica literară, mai fac și niște comentarii, mă rog, la solicitarea ziarului, care țin de actualitate și zic, întotdeauna este cu totul altceva, pentru că toți comentatorii, mai ales când sunt invitați într-un studio, neapărat sunt întrebați nu ce părere ai tu despre ce se întâmplă, dar ce crezi tu că va urma după asta? Ca și comentatorii de fotbal. Dacă nu faci așa un traseu care urmează al acestei echipe, nu are rost să comentezi. Mare treabă. Gata, noi am văzut meciul. Ce ne mai spui tu acum? Și am zis, critica literară nu e așa, domnilor. Ea întotdeauna vine numai după. Niciodată nu anticipează. Niciodată nu poți să spui că, iată, după asta el va face un roman psihologic. După asta el va scrie un poem romantic. Nu poți să spui. Nu știi. Și când colo se pomenește că după vreo cel puțin 10 ani de când am scris cronica la ore particulare de fotosinteză, ea se potrivește perfect și eu vă spun că se potrivește acestei cărți din care nu putem să deducem decât una din două. Ori Ghenadie este un scriitor foarte coerent în demersul său și atunci nu se trădează pe sine, ori eu, domnule, am ajuns la performanța comentatorului de fotbal care pot să anticipez ce se va întâmpla și ce... Mi-ar plăcea, sigur, că varianta a doua. Când am primit cartea, mai întâi PDF-ul, m-am bucurat de titlul acesta, nu am citit-o imediat, aveam alte treburi, mai exista până la acea primă preconizată lansare. Și am zis, iată, domnule, în sfârșit, am și eu o carte de care de mult mi-ar fi fost dor, că am călătorit și eu în viața mea și iată, uite, un alt continent aici, o să-mi placă, am să călătoresc, am să citesc ceva de genul, știindu-l că Ghenadie este un scriitor, filosof, ceva de genul notelor de călătorie a lui, tu îl pomenești pe Kaiserling, care a scris, el este un fel de Darwin în filosofie, da? Cartea esențială a lui sunt notele lui de călătorie, notele filozofice, da? De călătorie în jurul lumii. Și am zis că uite aici voi ajunge exact unde voiam. Dar încă ceva am uitat să vă spun. Discutasem odată cu Ghenadie, noi am avut așa relații diferite. Ne-am și supărat câteodată că pe critic trebuie să te superi. Și niște nedumiriri de ale mele așa în discuții pe viu. Și zicem, băi, dar ce nu scrii și tu, iată, că-l văd pe Dumitru, așa ca Dumitru Crudu, cu subiect predicat doar din când în când câte un adverb, dar numai adverb, ca să vezi, să caracterizezi acțiunea, aruncă toate atributele și toate astea, simplu, da? Subiect predicat și lasă fie însoțit și de un compliment. Cine scrie cu fraze atât de stufoase? Cine scrie cu atât de pretențios? La care Ghenadie îmi spune, zice, da, Marquez. Ei, adevărul este că Marquez o face numai în toamna Patriarhului, frazele celea kilometri și frumoase. Este cel mai bun roman al lui Marquez. Nu ascultați pe nimeni, ăsta este cel mai bun roman. Aici nu-i Marquez. Marquez este pomenit. Eu am o listă, dacă am timp, am să vă spun de ce carte este atât de subțire. Și m-am gândit că oricum o asociez cu ceva dintr-un fel de exact așa cum o face Emil. Numai că mie mi s-a părut foarte asemănător ca structură, ca mobil, ca stilistică cu Rob Grier.
cu jaluzelele lui, sau mai degrabă, jaluzii, geluzia, da, exact. Da, adică cuvântul cu două sensuri. Cu Maria a pomenit aici despre exercițiul de voyeurism, da? Acolo este construit exclusiv, dar nu este atât voyeurism cât imaginația unui om care urmărește, care privește și încearcă mai mult să-și imagineze, exact așa face și Ghenadi. Adică este mai degrabă această stilistică structurală și jocul. El nu se trădează pe sine, el este foarte coerent în demersul său, dar te nebunește și Emil degeaba mi-a spus că lasă-i să citești repede, că nu prea era timp așa până la lansare, citești repede că are 100 de pagini. Eu mai ușor citesc un roman normal, da? Este un scriitor obișnuit, nu atât de deștept, nu atât de viguros, da, Maria, ai dreptate, cred că trebuia să mai spui, nu e vorba numai de vigurozitatea și masculinitatea, dar este vorba chiar de un misoginism al demersului acesta. O să dezvolt. Da, asta, spune, fost... asta scrie. Un amestec dintre un macho și un călugăr. Așa este. Și macio și călugăr nu este cu semnul plus, nu este acolo unde credeți voi, pentru că un călugăr poate fi pervers și se întâmplă să fie în această iar un macio poate fi foarte tandru, adică amestecul acesta de privire este ceea ce se întâmplă, că eu în legătură cu Ghenadi mi-am pus o întrebare. Și poate cu asta închei, că la urmă urmei n-am să povestesc și eu, cum zice Maria, romanul. Ce se întâmplă cu ceea ce numim noi convențional, mă rog, din pasa lui Manolescu, romanul ionic? Sau romanul lui Proust, sau romanul lui Camil Petrescu? Romanul de la persoana întâia, în care nu știi nimic din ce se întâmplă decât ceea ce vezi și îți imaginezi, bineînțeles, îți imaginezi, Ștefan Gheorghiu tot exact așa își imaginează, da? Că soția îl înșală, nu știe și trăiește. Și această construcție, într-un fel, pare foarte asemănătoare cu poemul. Care este, da, este, parte este o operă lirică, dar este o deosebire și aici, Maria, tot tu mi-ai dat pasa frumoasă. Este, da, demersul unui poet, oricum, este adresat cuiva. Da? Poemul se citește pentru cineva. Sunt gândurile spuse direct, dar se citește pentru cineva. Textul acesta este mai mult pentru sine. Este povestit sieși, într-un dialog cu sieși, poate de aici și aceste dedublări pe care le presupunem, sau, hai să zic, acolo unde el își temperează discursul, este de fapt o replică. Și poate și de aici, eu nu știu dacă Ghenadi și-a propus asta, dar poate și de aici, că hai să spunem că nu mai contează ce a vrut el să spună, dar contează în tehnica lui Crăciun, că s-a topit acolo, deci este, textul este o continuare a lui, că și aceste personaje aici, despre ce e vorba când spuneam de misoginism? Femeia aici nu este un subiect al istoriei de dragoste, ea este doar obiectul. Și toate celelalte personaje sunt doar obiectul. Într-o istorie de dragoste există doi subiecti, da? Relația lor este obiectul propriu-zis. Aici, el este subiectul, toți ceilalți sunt obiectul, chiar și acolo unde există, sau poate mai ales acolo unde există această dedublare, nu este vorba decât tot despre sine. Această privire în oglindă, acest personaj, Titus, un alter ego, Pedos, este altul. Acum eu deja v-am demonstrat că degeaba m-am plâns, pentru că am citit cu atâtea deschideri, pentru mine cel puțin, și încă ceva. Eu am să vă dau doar câteva exemple. Am două. Am scos aici ca să demonstrez de ce cartea asta nu are, și dacă o ducea până la capăt, trebuia să aibă cel puțin 400 de pagini, da? Eminescu, Preda, Petrarca. Oh! Și Petrarca mi-am amintit aici, pentru că este și relația aceasta Petrarca-Laura, adică tot mai mult una virtuală, ipotetică, decât una împlinită. Cezar, Titus, Undina, Regina de Saba, Dalila, Arca lui Noe, Legea Talionului, Armagedon, Marques, Asturias, Camus, Ungaretti, Cuza Vodă, David,
Av Arsenii Papa Cioc, Hristos, zicele Madonna lui Rafael, Hitchcock, Buñuel, Brahms, Haydn, Mozart, Talleyrand, Andreev cu deschideri spre Bonaparte, Antichrist, Stalin, Ivan cel Groaznic, Bulgakov, Pasternak, Kaiserling, cu o trimitere, nu știu, el îmi spune... Paisie Velichkovski. Da, Paisie Velichkovski. El trimite la un scandinav, dar eu nu știu ce m-am gândit la, mai ales în contextul acela, la Kierkegaard. Nu? Pentru că exact în contextul în care este filozoful care îi spune lui Kaiserling, exact în contextul acesta avea o vorbă de mare gânditor, dar misogin, pur sânge, cum era Kierkegaard, care suna așa, un fel de, nu dihotomie, dar cum i-am spune, binom al fericirii. Fericirea bărbatului, eu vreau. Fericirea femeii, el vrea. Exact aici este așa. Și este topită această stare și foarte convingător povestită, încât te vine să te apropii de Ghenadi și spui, și cu tine, măi, și te-o apucat. Asta înseamnă, domnule, autenticitate, pentru că ceea ce am spus eu până acum nu a fost decât definiția autenticității, de ce el l-am pomenit și pe Camil și pe Proust. Felicitări! Mersi! Dăm voie din toată, tot pomenul cu tot de nume, să iau un singur nume și asta mi se pare cel puțin relevant pentru mine, trimiterea la jaluzia lui Rob Grie. Am găsit-o, făceam Word acum în bibliotecă și am găsit-o în ediția franțuzească de la Minuit. Și nota bine, și asta cred că explică, apropo, și faptul că suntem atât de numeroși, vorba vine astăzi. Cum s-a născut editura Minuit? Deci, exista Marele Galimar, care îi dădea așa un fel de creier Avrora, care trecea, deci, în frunte, un fel de navă amiral, care îi dădea direcție. Și a existat niște autori, gen Samuel Beckett, gen ăsta, care a scris, Claude Simon, care a scris Acacia, gen Rob Grie și mulți alții, care nu erau publicați de Galimar. Și până la urmă s-a inventat această editură foarte, foarte mică, l-a apărut Minuit. Dar paradoxul este că în ultimii, zicem, 40-50 de ani, Minuit are vreo 6 laureați Nobel francez și Galimar vreo 2. Deci îl are pe Clézio și pe Patrick Modiano și acum pe Annie Ernaux. Adică, ca să vedeți cum se reechilibrează lucrurile în literatură. Și a mai fost rostit un nume pe care o să-l invit să treacă în față. Sunt foarte curios cum citește un cu totul altfel de romancer, un roman de marca Ghenadi Postolache, Dumitru Crudu. Bună seara. Întâi de toate vreau să vă spun că sigur că aș fi vrut eu să construiesc propoziții cu subiect și predicat, dar nu mi reușesc, reușesc lui Lossa sau autor-scriitor. N-am să vă repovestesc romanul. Am să vă spun că mi se pare un... N-am venit pentru asta aici sau să încerc să fac interpretări foarte savante, că nu sunt stare. Dar voi... spune că e un roman foarte dens, într-adevăr, și descrie o lume înrămată cumva între cărciumă și biserică, dar o lume în care se întâmplă totul. Un lucru pentru care am luat cartea lui Ghenadi și am citit-o, am vrut să văd cum a evoluat scriitorul. Îi cunosc primele, îl cunosc încă de la primele cărți, de la Coffee House și până azi, și vreau să spun că universul poate că a rămas același, dar i s-a adăugat tragismul. Asta observ. Și un alt lucru,
a evoluat. Asta observ și la nivel de frază și la nivel de univers și de personaje. Și doresc să-și, ca romanul acesta, să-și găsească cititorii, criticii și, sigur, să-și găsească și acei critici, vorba lui Harold Bloom, care spunea că el despre scriitorii contemporani vorbește doar de bine, să-și găsească acei critici binevoitori care să poată să pătrundă cât mai adânc în acest text. Felicitări, Gennady! Mulțumim, Dumitru! Să spun câteva cuvinte înainte de, și preluând și o idee a lui Dumitru, cu o mică întrebare pe care mi-o adresez mie însumi. Apropo de evoluție, eu, sigur că, deci, în cazul unor autori care de la bun început cumva și-au circumscris un anumit teritoriu mental și cu anumite referințe, pentru că sunt foarte clar, dacă mi-amintesc bine, de la Rondo deja exista această bătaie metafizică, exista un fel de, dacă vreți, de zona lui Tarkovski, deci un fel de stalker, da, deci în această zonă mentală, în această zonă cu foarte multe referințe din Sfinții Părinți, din același Leonid Andreev cu Roza Mira și multe altele. Și atunci, cuvântul evoluție, probabil că mai degrabă se aplică la scriitură. Cred că asta, înțeleg asta, la tehnici, la felul în care un autor care are deja un câmp mental și un câmp imaginar și îl perfecționează deja sau ne face nou, mai accesibil prin metodele, prin felul de a ne atrage în acest univers. În acest sens, eu nu știu dacă neapărat aș aplica acest cuvânt, mai degrabă aș zice de o consecutivitate și de o anumită cadență, probabil care ține și de somatic. Mă uitam inclusiv la datele apariților cărților și ele sunt cam, nu au făcut foarte mult sertare, adică anumite cărți au apărut la o perioadă destul de scurtă de la scrierea lor. E o anumită cadență care înseamnă că autorul își reactivează de fiecare dată acest univers pe care îl simte probabil că și agresindu-l și recondiționându-l sau repunându-i întrebări. Adică acest fel de a rămâne permanent în acest câmp de întrebări și de obsesii și de fiecare dată a le repritoci, dacă vreți, nu știu cum, ce cuvânt să spun acum, asta mi se pare o chestie care ține nu doar de constanta unui caracter literar, dar ține de ceea ce spunea Gennady într-un interviu pe care vi-l recomand cu toată căldura din Europa Liberă, degeaba, sau, dacă nu te edifici în scris, scrisul nu are valoare. Și cred foarte tare în acest lucru și dacă o să căutați acel link, o să vedeți un interviu foarte lung, de o oră și ceva, pe care l-am imprimat la Biblioteca Națională, în care toate lucrurile astea le spuneam pe delete. Nu o să intru acum să pun pe policioare personajele. Mi se pare foarte interesantă ideea care tot s-a spus aici de acest dublu care nu-i Cain și Abel, care e cu totul de altă natură acest dublu, deci Cezar și Titus. Ceea ce aș zice, pentru că văd mai cu seamă în cazul ultimilor cărți care au cam toate același volum, deci sunt în jur de 110, 120, 140 de pagini, cred că cea mai voluminoasă, există această densitate și ideatică și densitate ideatică care presupune și o anumită economie de mijloace. Și aici aș deschide o mică paranteză. A observat și Maria și cred că și Mircea de această frază, și Dudu vorbea de frazare, deci sunt unele fraze foarte laconice și unele, Maria a spus ideea asta, ca și cum sunt vorbit în voce, adică senzația asta că autorul comunică, adică aproape, deci se adresează cuiva și asta se simte pentru că atunci când vorbești în felul acesta, tu eviți toate explicații, toate, cum zicea Mircea, adjectivele și adverbe, etc. Tu nu ai nevoie, deci tu ai de fapt un mesaj pe care îl faci cât mai accesibil pentru o anumită cadență a vorbirii.
Mie, ba, da, sigur că, deci, dacă această idee ar fi încăput în capul unui alt gen de scriitor, putea foarte lesne să scoată un roman de 400 de pagini, pentru că sunt foarte multe piste pe care le lansează Ghenade și el doar le betonează, dar s-ar putea să fie o mulțime de idei care să aterizeze acolo și să le dezvolte. Nu știu dacă este cazul, pentru că atunci am vorbit de cu totul altă scriitură. După mine, canon se leagă foarte tare, deci sunt un fel, nu știu dacă frați neapărat frați gemeni, dar e o legătură organică, mai mult decât deci, atestată de semnătură de pe copertă Ghenade Postolache, deci între canon și alt continent, pentru că în ultima instanță este vorba de mântuire, de niște romane soteriologice și cred că asta este marea miză a acestui autor pe care trebuie să-l ascultăm. Ghenade, ai cuvântul. Mersi. Înainte de toate, aș vrea să, așa, un pic să mă destind, să-i mulțumesc lui Gheorghe și lui Emil că au avut grijă să scoată atât canonul cât și alt continent, mai ales pe formula în care a apărut cartea. Vă știți, sunt câteva provocări. Să vorbesc despre celălalt, despre dogmatica lui celălalt, pentru că ar fi alter ego, dar nu este chiar așa. Adică, știți, celălalt, Sfântul Simeon Nou Teolog, misticul bisericii, spune că dacă nu l-ai văzut pe Dumnezeu aici, acolo n-ai să-l vezi. Asta sună foarte dur. Deci, îl poți vedea pe Dumnezeu dacă nu-l vezi, decât în celălalt. Asta e paradoxul, dar de fapt e o legitate de beton. Da? Deci, pentru chestia cu alter ego, e o capcană, știți, și puțin ne duce spre o zonă așa, a unor convenții mitopoietice. Celălalt este o realitate palpabilă și foarte dură. Și Lev Tolstoi Bunăoară, în jurnalul său, când se zbătea la limita morții de deznădejde, etc., el, Lev Tolstoi, deci a descoperit la un moment dat că panaceu, adică tot e un cuvânt artificios, unica soluție de a supraviețui este de a purta de grijă celuilalt. E un paradox? Nu, e o legitate de beton. A să zic că Amos Oz, da? Scriitorul izraelitean, într-un roman al său celebru, spune că adică un personaj, un sibarit, tip viril, etc., etc., la un moment dat ajunge la o limită când viața își pierde sensul, efectiv. Într-un final, se pomenește într-un spital unde șterge de cacă, este bolnav și atunci apare curcubeu. Chiar, da? E un paradox, e o chestiune, știți, da, încă ceva, vă să zic, acum te-am scapă, tălharul din dreapta. Deci l-a văzut pe celălalt cu ce mare. Deci celălalt cu ce mare, Mesia știa că ăsta e om și are în el, hai să zic, semința asta dumnezeire. Dar tălharul din dreapta l-a văzut pe celălalt și s-a făcut milă. Și s-a mântuit în aceeași clipă. Sunt niște chestiuni, sunt niște mize totale. Deci asta sunt, celălalt este miză totală. Pentru că cel mai greu lucru este să... Deci doi, știți, apropo, e o chestiune foarte curioasă, când în celebrul western, când Bolivar nu-i poate duce pe doi, știți, dacă îl lăși pe celălalt în șa, tu deja ai ajuns la destinație. E un paradox. Sunt niște legi duhovnicești, să le spun așa, deși din gura mea asta sună cam asta prea taie, dar apropo, părinții de la Optina aici spun că și mântuirea, și pieirea stă în celălalt, să zic. Și e foarte ușor, știți, când stai în singurătate, etc., adică să fii bun cu toată lumea și adică să ierți și să le treci peste foarte multe chestiuni. Imediat cum te ciocănești, adică de un individ care transpiră, care e zurbagiu, care e zgârcit, care e stupid într-un punct. Și dacă
pe un parcurs oarecare găsești niște puteri, da, de a-l ierta, pentru că ăștia doi la urmă, Titus și Cezar sunt personaje reale. O fi fiind ei într-un punct și alter ego, dar sunt personaje reale, deci care s-au urât, adică s-au iubit, au fost prieteni, după asta s-au urât de moarte. Și atunci niciunul din ei nu poate accede pe arcă, pentru că arcă fără acela care rămâne, deja nu e arcă, adică ar trebui să urci tot, dar el poate urca numai prin parte spontană sau scontată sau educată, da? Autoeducată, milă față de cele, și totuși milă. Indicativ, poate cheie, cuvântul cheie este ridicul de povestea de dragoste la care o țin, deci, da, și așa mai departe. Pentru mine a fost duelul ăsta magistral, cosmic, adică ăsta celălalt. Ori el sub grum, ori el mă sub grumă. Și într-un punct, dacă noi nu ne iertăm, noi n-am ajuns nicăieri. Nici zei, nici eroi, nici asta se numește zei. Și în unul din motive sună așa: milă voiesc, iar nu jertfă. Deci, fiindcă da, milă. Deci asta ar fi chintesența, să-i spun, destinații către care mergem șchiopătând, alergând, împiedicându-ne, târându-ne sau propunându-ne să o facem, destinații care unica ne poate dezlega, vreau să zic. Și încă ceva, ca să nu vă rețin, știți, n-am instrumentarul unui critic, dar după umila mea părere, literatura se împarte în două categorii, adică se împarte decisiv, în două categorii foarte moderne, poate mai puțin antică, și totuși. Aceia care exaltă palpitația, acțiunea, pestrițul, etc. Și aceia care totuși se zbate, aceia care vine la un moment dat sau își propune sau are în subsidiar chestia asta, asta mai degrabă, deci noțiunea conștiinței păcatul. Adică, deci eu am început să scriu cu stelele, dar după asta mi-am dat seama și nu sunt eu ăsta primul, slavă Domnului. Zic, din beznă, din mocirlă, cerul apare mai senin, stelele mai puternice. Și este interesant pentru mine unul, zic, dar au făcut-o mulți alții și mai bine, zic, cum reușește o ființă târându-se, da, din glot, din colo, adică totuși să acceadă la niște limpezimi aureorale. Asta este. Și fiindcă toți suntem și trup, și limfă, și necesități, și delir, și vise. Și într-un final toți vrem mântuire și cartea cam asta ar fi. Așa, bine, convențional sau în linii mari, cheia totuși stă în celălalt. Cheia totuși stă în celălalt. Mulțumesc, este o asistență selectă, nu m-am așteptat. Mersi că ne-ați ascultat și vă mai invităm. Mulțumesc! Gerard, acum a devenit viitorul moderator, așa că mulțumesc că Nadia o să-ți transmit și afineta cu mare drag. O să încheie spunând următorul lucru. Pentru mine, poate că abia acum în acest discurs al lui Ghenade, foarte, foarte punctual și foarte bine structurat, adică evolutiv discursul, apropo de cuvântul evoluție, pentru că a pornit la un punct și a mers mult mai departe. Poate și aici este, în această formulă a celuilalt titlu, pentru că alt continent, nu poți accede pe alt continent fără celălalt. Deci nu suntem doar ego-ul nostru, este o ecuație în care celălalt face parte din noi înșine. Acum, dincolo de toate ismele și așa departe, o să spun că, bun, suntem cu Ghenade născuți în același an 64, aceeași școală, am fost colegi, clasele noastre erau alături. Într-un fel literar, și o spun cu toată, dacă vreți, și mândria și umilința, luați-o cum vreți. Pentru mine, în multe privințe, Ghenade este celălaltul meu în ale prozei, pentru că foarte multe lucruri pe care le vorbim aici sau le-am discutat, pentru că am fost nu doar redactor la aceste două cărți, am scris și despre celelalte cărți, celelalte, vorba vine. Eu cred că sunt foarte importante aceste
aceste înțelegeri sau discuții între creatori care elaborează o anumită estetică. Și o anumită estetică care nu se rezumă doar la beletr, doar la frumusețea, la caligrafie, la nu știu ce, dar se rezumă la chintesența literaturii care, în ultimă instanță, este a te edifica. Eu cred că ne-am edificat, toată lumea s-a edificat acest. Mulțumesc tare mult și cred că într-o săptămână deci ne vedem la o altă lansare și avem și un nou moderator pentru lansarea viitoare. Acum vă rog să urmați exemplul Mariei și Leaptiți, că să-i cereți autograf cât este autorul aici pe post de autor, de moderator. Mulțumesc, seara bună!